de cititor întâi, apoi calitate de profesor, de om care predă și apoi de om care scrie, voi spune încă o dată ce mi se pare unic și extrem de valoros în opera domnului Vreban, și anume combinația aceasta între un plan de profunzime abisal, o dimensiune arhetipală junghiană și o dimensiune realistă. Într-un interviu acordat pe vremuri unor prieteni de mei foarte buni, volumul O utopie tangibilă cu Ovidiu Pecicani și cu Liviu Malița, domnul Breban făcea o distinție între real și realitate. Spunea, realul este planul de profunzime abisal, unde putem vedea până departe o luptă organică între regnuri. Realitatea este partea de suprafață factuală. Într-o alchimie proprie, irepetabilă, pentru că deși doamna Aura Cristi vorbea despre, sigur, discipoli, admiratori, încercând să imiți, nu cred că i-a reușit nimănui chimia aceea proprie a realizării unor personaje care au ceva, aici îl citesc pe Manolescu, au o parte care se mișcă la suprafață, o parte contemporană, însă își trăsc coada preistorică în mâlul mitic. Povestea aceasta a confruntării între partea animus, anima, Jung, partea aceasta junghiană, unică în literatura noastră, din câte știu eu, oricum la vremea aceea extrem de puternic insolită, începe în cartea mea, până în zilele noastre preferată, În absența stăpânilor. În absența stăpânilor, unde personajul central din secțiunea femei este Ibi, un fel de doamnă Bovary, în care cele două părți, animus și anima, se află într-o egală tensiune, ceea ce o va duce la sinucidere. Drumul continuă cu animale bolnave, buna vestire, drumul la zid, o carte cu care trebuie să ai răbdare, însă în finalul ei, și în Buna Vestire de adminteri, apar pe ultima sută de metri multe personaje foarte puternice, foarte vii. În fine, remarcabil este pentru toți cei care citesc fraza aceea pe care o definiți ca fraza Melc, mi se pare foarte aproape de stilul balzacian, mai degrabă ca o poetică balzaciană. Nicolae Breban îi seamănă arhetipalului autor al comediei umane prin această poetică a totalității, după părerea mea. În fine, romanele sunt de recitit, de explorat. Există romane mai puțin tensionate în această tensiune a căutării centrului specific modernă, romane precum În Cerul de Chip sau Don Juan, preferatul regretatului nostru prieten și coleg Gheorghe Crăciun. Romane care anunță, de fapt, o poetică postmodernă. Mai degrabă. O întâlnim și în Buna Vestire, de exemplu, prin personaje pe care le vedem, le îndrăgim, apoi o voce autorială ne spune cu toată seninătatea, bun, acum trebuie să-l abandonăm, mi se pare că este tatăl Leliei. Poate altă dată îl vom reîntâlni.